Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată, am început această ediție specială a emisiunii Credo, ediție specială care se desfășoară în direct, prefațând emisiunea cu imaginile surprinse de noi în seara zilei de 12 septembrie, când s-a ales cel de-al șaselea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Astăzi, 30 septembrie, este o zi care cu siguranță rămâne și în istoria Bisericii Ortodoxe Române și în istoria religioasă a României și în istoria națională, ca o zi solemnă, este ziua când a fost întronizat prefericitul Părinte Daniel ca al șaselea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. O ediție în premieră, aș spune, realizată de aici, în direct, de la reședința patriarhală din București, iar invitatul nostru în această seară avem onoarea să fie prefericitul Părinte Patriarh Daniel. Vă mulțumim, în primul rând, prefericite Părinte Patriarh, pentru efortul deosebit pe care l-ați făcut pentru a fi prezent, iată, în direct și în casele telespectatorilor noștri prin intermediul micilor ecrane. S-au desfășurat, iată, aceste zile, numeroase întâlniri pe care le-ați avut, iar astăzi ceremonia întronizării a avut un impact, aș spune, prin mass media deosebit. A fost prima ceremonie de intronizare care a putut să fie văzută de cel puțin două generații care nu știau cum arată o intronizare de patriarh. Ne uitam prin arhivele televiziunii române și am văzut că există doar câteva imagini de la intronizarea patriarhului Justinian. Aminteam dimineață în cadrul emisiunii Credo, când transmiteam în direct de la Catedrala Patriarhală din București, faptul că, printr-o coincidență fericită, primul patriarh al României, Miron Crista, purta numele de botez Ilie, iar prefericirea voastră, numele de botez Dan Ilie, într-un fel tot Ilie. Iată primul și al șaselea patriarh la botez, acolo, în Cristelniță, botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, ați fost cu numele Ilie. Aș vrea să încep această temă care va dura și în această seară sper că telespectatorii noștri vor avea prima ocazie de a vedea primele gânduri pe care le aveți după instalarea ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cu o temă care a fost mult vehiculată în mass media, mai ales în momentul în care s-a focalizat atenția asupra bisericii. Și la un moment dat s-a vorbit o biserică săracă sau o biserică bogată, o biserică foarte bogată, au început imediat cuantificările și s-au oprit toate aceste analize fără a se vedea exact unde este bogăția, dacă este o biserică săracă, dacă este o biserică bogată, dacă a ieșit slăbită din anii comunismului, dacă este mai întărită astăzi, unde se duce bogăția bisericii și ce rost are bogăția acestei biserici. De fapt, bogăția bisericii, după părerea mea, sunt toți credincioși și stă în suflet. Dar aș vrea să începem această discuție cu această remarcă. Da, vă mulțumim. În primul rând, sigur, bogăția noastră sunt credincioșii. O biserică, oricât ar fi de bogată material, dacă este goală în timpul slujbilor de duminică sau în sărbători, este o biserică săracă din punct de vedere spiritual. Pe de altă parte, bogăția materială poate să fie o binefacere sau o ispită. Depinde cât de mult ne legăm de ea. Cu o bucată de pâine poți să câștigi raiul dacă este oferită cu dragoste frățească unui sărac. Cu bogății multe materiale poți să pierzi mântuirea dacă aceste bunuri materiale devin scopul ultim al vieții. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos ne învață ca în lumea aceasta să folosim bunurile materiale ca expresia dragostei noastre frățești. Și din acest punct de vedere, materia se înduhovnicește, primește un sens spiritual dacă devine simbol de comuniune. Dacă devine blocaj sau zid despărțitor între noi și Dumnezeu și între noi oamenii, atunci devine un pericol. Când Mântuitorul spune că un bogat care ține prea mult la bogățiile sale se mântuiește cu anevoie sau cu multă greutate, aceasta însemnează că s-a legat prea mult de bunurile materiale ca de ultima realitate. Pe de altă parte, vedem în Sfânta Scriptură oameni bogați cum este Avraam, cum este Iov și cum este Barnaba. În Noul Testament,
este un om bogat care a finanțat multe din călătoriile misionarele Sfântului Apostol Pavel. În biserică noi avem o rugăciune pentru iconomul, pentru preotul iconom sau iconom stavrofor, purtător de cruce. Și în rugăciunea aceasta se cere ca el să chivernisească, să administreze cu bucurie averea bisericii și se cere ca această lucrare să se facă și prin rugăciunile Sfântului Bun Biruitor Mucenic Barnaba, care se știe că a fost un om bogat. Cu îngăduința prefericirii voastre, vreau să mergem tot pe acest șir al ideilor și să constat că fiecare epocă are cerințele proprii. Suntem într-o epocă în care opera socială, cel puțin în România, este o nevoie a societății, atât care vine din jos în sus, adică din partea maselor, din partea oamenilor care au nevoie de o asistență socială, cât vine ca și responsabilitate de sus în jos. Și a faptului că sunt puține instituții care pot genera operă socială. Probabil că faptul că biserica se află în topul credibilității se datorează atât aspectului liturgic și aspectului împlinirii duhovnicești oferite în spațiul sacramental, dar cu siguranță și a operii sociale. Iar de aici până la bogăție, care de fapt este un factor fluctuant, variabil, cred că este un pas relativ. Deja lucrurile devin relative. Deci, din punctul de vedere al disponibilităților financiare, Biserica Ortodoxă Română este foarte săracă. Cunosc acest lucru din experiența proprie, din multele activități pe care le-am început la Iași și Moldova, și noi nu dispunem de sume de bani după nevoile pe care le avem pentru a ajuta în mod eficient, efectiv, pe cei săraci. Deci biserica este bogată în sensul că are multe mănăstiri, opere de artă, biserici, dar din punct de vedere al banului, al productivității care să ne aducă imediat un ban, este foarte săracă în raport cu cât ar trebui să ajute. De aceea noi spunem ajutați biserica acum pentru ca ea să ajute pe cei mai săraci printr-o îmbinare a spiritualității cu disponibilitatea de a ajuta pe cel bolnav, pe cel flămând, pe cel sărac. În timpul Sfântului Ioan Gură de Aur se spune că Biserica Antiohiei în orașul Antiohia hrănea zilnic 3.000 de oameni. Și spune acești 3.000 de oameni sunt hrăniți cu banii sau produsele care vin de la câteva familii de bogați. Dacă toți bogații din oraș ar face același lucru, a spus Sfântul Ioan, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, atunci n-am mai avea oameni săraci în oraș. Deci, nu totdeauna ne referim la bogăția care aparține direct bisericii, dar dacă sunt credincioși, bogați cu dare de mână, pot face, la solicitarea bisericii, foarte mult bine. Deci noi, ca biserică, suntem săraci în raport cu nevoile existente, dar mai sunt oameni cu dare de mână, numiți acum sponsori, care înainte se numeau binefăcători, și aceștia completa ceea ce lipsește bisericii ca instituție. De fapt, într-un algoritm simplu, în momentul în care dispar săracii, nu mai este nevoie să mai fie bogați și atunci misiunea bisericii ar fi mult mai ușor împlinită. Cu reverența cuvenită unei asemenea seri, eu consider o seară solemnă și țin să vă mulțumesc încă o dată pentru efortul pe care îl faceți, aș vrea să trecem într-un alt registru de idei. Ultima perioadă a fost marcată de dezbaterea publică în ceea ce înseamnă ce are nevoie Biserica Ortodoxă Română ca întâi stătător. Și a apărut o temă destul de vehiculată, tradiționalist și modernist, tradiționalism și modernism, fiecare exprimând un anumit, să-i spunem, tip de mentalitate. Dar niciodată, până la urmă, nu știu care este această mentalitate. Ce a fi tradiționalist sau ce a fi modernist? De fapt, ce înseamnă a fi modern? Care sunt reperele și care sunt instrumentele unui modernism și care sunt reperele, criteriile unui tradiționalist? Probabil cred că era vorba mai mult de mers în extreme, excesele de tradiționalism sau excesele de modernism. Care ar fi opinia prefericirii voastre în această temă? Eu cred că ortodoxii
este prin definiție un tradiționalist, pentru că noi avem datoria de a transmite credința primită fără ca să diminuăm conținutul ei, dar în același timp un tradiționalist poate fi static sau dinamic. De pildă, Noul Testament a fost scris în limba greacă. Dacă îl citim numai în limba greacă, astăzi în România, sau celebrăm liturgia numai în limba greacă sau în limba slavonă, sau în greaca veche, cum se mai întâmplă în unele părți, atunci suntem tradiționaliști statici. Dacă traducem Noul Testament în limba română și liturgia în limba română, conținutul este același. Doar îl adaptăm pentru ca oamenii contemporani cu noi să înțeleagă acest conținut. Și aceasta este o tradiție dinamică. Conținutul rămâne același, dar forma de prezentare, ca formă accesibilă, adecvată timpului nostru, este dinamica tradiției. Deci noi nu putem fi împotriva tradiției, dar putem prezenta tradiția într-o formă statică, repetitivă, sau într-una dinamică, cum de pildă Sfântul Apostol Pavel, cred că ar fi folosit avionul astăzi, nu doar corabia. Fără dacă a fi tradiționalist sau modernist. Deci nu putem fi moderni în sensul de secularizați sau în sensul de rupere radicală de tradiție. Ați amintit de acest lucru, limba cărților sfinte, și îmi oferiți oportunitatea de a evoca faptul că într-un film documentar, la un moment dat, trecând în revistă activitatea celor 5 patriarhi, celor 5 întâi stătători ai Bisericii Ortodoxe Române din 1925 până în prezent, am observat că fiecare întâi stătător a avut o grijă deosebită față de tipărituri. Chiar dacă unii au fost mai dăruiți spre a scrie, spre a crea, spre a cerceta teologic sau mai puțin, important este că vectorul acesta, însemnând Cartea Sfântă, Predica, Cartea de Învățătură, Opera Sfinților Părinți, a fost o permanență în ultimii, iată, 90 de ani ai Bisericii Ortodoxe Române. Dimineață, în momentul în care ați fost instalat, în Predica Prefericirii voastre, ați amintit despre factorii de comunicare moderne, radio, televiziune, un cotidian, lucruri care trebuie să ajungă, cred că nu atâta formal în casele oamenilor sau în mâna oamenilor, ci mai ales în inima oamenilor. Care este perspectiva? Da, cred că trebuie să continuăm tradiția cu tipăriturile, pentru că este foarte necesară cartea de rugăciuni, cartea de învățătură, dar în același timp cuvântul se prelungește și devine mai accesibil multor oameni care nu au bani să-și cumpere cărți, care nu pot citi atât de mult și care doresc să participe într-o formă mai vie la viața bisericii, să asculte zilnic liturghia, unele rugăciuni, să audă știri din viața eparhiilor noastre. Și această nouă dimensiune, de pildă cea a transmiterii Evangheliei prin radio și a informa pe credincioși prin postul de radio, este o completare a tipăriturilor, nu o contrazicere. Iar un cotidian este foarte necesar, pentru că lumea dorește să fie informată nu cu întârziere, ci să fie informată în fiecare zi despre viața concretă a bisericii. Deci toate aceste mijloace noi, chiar și televiziunea, deși televiziunea nu are atât de mare, să spunem, impact decât dacă omul stă în casă. Dar dacă el călătorește sau dacă se află la locul de muncă unde, pe câmp, de pildă, nu se află unde nu găsește un televizor, el nu poate auzi direct sau vedea direct liturghia. Deci imaginea are o forță mai mare, dar nu putem purta televizorul cu noi pretutindeni așa cum purtăm un radio. Ați vorbit despre o anumită provocare a secularismului sau cred că ar fi mai bine să gândim într-o altă terminologie. De fapt,
care este tematica secularistă cu care se confruntă biserica. Nu este vorba de o confruntare față în față, însă sunt diferite teme și diferite acțiuni care și oferă momente de relativă desacralizare a vieții religioase. Pe de altă parte, cred că în astfel de momente chiar și credincioșii sunt puși în diverse dileme. Biserica are un rol fundamental de a rezolva dilemele, de a crea practic, de a trasa niște linii directoare generale destul de largi în fața unor astfel de teme ale secularizării lumii contemporane. Poate că de pildă din secularism, singurătatea este un prim element pe care îl constatăm de zi cu zi, singurătatea oamenilor și însingurarea unii față de alții. Poate că tot din secularism este cercetarea, să spunem, neordonată a vieții spirituale, în sensul căutării, în sensul dorinței de a găsi teme profunde care pot să aducă în fiecare individ mulțumirea, dar o mulțumire relativă și pe termen scurt. Poziția bisericii într-o astfel de temă? Da, deci din punct de vedere al înțelesului secularizării, mai întâi trebuie să definim ce însemnează secularizare din punct de vedere teologic. Însemnează construirea vieții persoanei și a societății fără referire la Dumnezeu sau la valorile religioase. Nu totdeauna oamenii secularizați sunt în mod obligatoriu atei, ci mai mult indiferenți sau nihiliști. Uită de Dumnezeu, nu-L neagă în mod direct ca și când ar spune Dumnezeu nu există, dar zice nu văd utilitatea rugăciunii, nu văd utilitatea slujbei, nu văd utilitatea participării la viața bisericii. Și din acest punct de vedere, secularizarea este o atitudine de indiferență față de prezența lui Dumnezeu și față de necesitatea ritmării vieții noastre ca o viață cu deschidere spre veșnicie. Ori rămânerea în seculum, în lumea, în timpul nostru, ca într-o realitate închisă, fără finalitate eternă, aceasta este o tentație foarte mare. Adică, într-un fel, ne atașăm de lumea aceasta ca de ultima realitate. Însă există o fază de secularizare și ca înstrăinare de religia tradițională. S-a văzut aceasta în Franța, mai ales începând cu anii 60, un fel de negare a tradiției, a bisericilor tradiționale, catolice sau protestante. Însă n-a durat prea mult că profesori universitari de fizică sau de chimie sau de științe ale Universului au început să caute o dimensiune spirituală în tot felul de practici pozitive. Da, nu, sincretiste. Adică nu mai mergeau la biserică, dar se intereseau de ghicit. Sau esența sufletului. De esența sufletului sau de unele religii orientale, mai mult sincretiste, sau un fel de amestec între știință și spiritism, sau știință și ghicit, sau prevederea viitorului de către africani care ar avea o harismă specială. Erau chiar anunțuri în Le Monde privind posibilitatea de a afla care e viitorul imediat în următoarele săptămâni sau zile, în înțelesul că dacă o persoană va câștiga sau nu va câștiga la loto sau la un joc, deci un fel de căutare a unei spiritualități. Dar nu era practic analizată. Exact. Deci secularizarea ține o vreme și apoi ea poate să să se transforme într-o căutare a unei spiritualități mai mult difuze decât sistematic organizate. Și din acest punct de vedere, cred că noi trebuie ca biserică să mergem mai adânc în propria tradiție și să nu rămânem superficial doar la ritualism, ci să explicăm sensul existențial al slujbei, al rugăciunii,
ale cultului nostru, ca omul se vadă că, de fapt, credința este o problemă de viață, nu este o problemă de tradiție repetitivă, o tradiție doar moștenită, ci o tradiție asumată în mod conștient și în mod existențial. Aș vrea să vin cu un exemplu și să deschidem un alt culoar de discuție, pentru că ați amintit această confruntare în care în Occident spiritualitatea a avut la un moment dat, autentică vorbesc, de pierdut în fața unor fenomene de tip sincretist. Iată că în ultimii ani milioane de români, noi apreciem în jur de 2 milioane de români în prezent, lucrează numai în Europa, în afară. Și în mod paradoxal, deși lucrează de ani buni, nevoia la ei este oarecum într-un sens invers, adică este de biserică, nevoia este de tradiție, nevoia este, mergând de la mâncăruri tradiționale și mergând de la obiceiurile moștenite de acasă și până la reunirea în jurul bisericii, ea se perpetuează ca și cum și-ar duce casa acolo. Credeți că asta face parte din spiritul românesc? Cred că, în primul rând, face parte dintr-o experiență a vieții care riscă să-și piardă rădăcinile. Această categorie de oameni care migrează se întâlnește în câteva zile cu un mediu cultural diferit, cu un mediu al spiritualității creștine diferit de cel de acasă, și atunci are nevoie de repere. Biserica, pentru cei care migrează, comunitatea ortodoxă românească este un reper. Vrea să țină și legătura cu cei de acasă și în același timp să câștige ceva bani în țara în care a migrat persoana sau familia respectivă. Din acest punct de vedere, credem că cei care sunt mai în vârstă au mai mare nevoie de aceste repere. Cei care însă se nasc în Italia, tinerii, copiii care se nasc, ei se adaptează la noul context mai ușor decât părinților care vin din altă țară. Însă credem că, din punct de vedere al specificului românesc, e foarte greu ca un român să fie chiar un ateu convins. El consideră că religia este parte din identitatea proprie, chiar dacă totdeauna toți românii sunt la fel de religioși. Aceasta cred că se explică prin faptul că noi n-am fost creștinați în mod forțat sau printr-un ordin, ci procesul de creștinare și de formare a poporului român coincid. Iar astăzi putem spune chiar că bogăția spirituală a ortodoxiei face ca noi să putem compara ceea ce avem ca moștenire cu ceea ce au alții. Și oamenii se duc în Occident pentru o bunăstare materială. Dar cine e obișnuit ca să nu renunțe și la partea spirituală, nu se mulțumește doar cu banul. Banul este necesar, dar nu poate umple sufletul omului, fiindcă omul este făcut pentru o comuniune de iubire veșnică cu Dumnezeu și că foarte adesea el nu poate fi umplut doar cu lucruri limitate și trecătoare, chiar dacă aceste lucruri trecătoare sunt bani mulți. Aș rămâne în acest registru tematic, cu îngăduința prea fericirii voastre, evocând faptul că în ultimii 17 ani Biserica Ortodoxă a pătruns destul de greu în Occident. Credibilitatea Bisericii Ortodoxe a început să fie la început mai mică, apoi oamenii s-au adunat în jurul bisericii, pornind de la eparhii care la început erau simbolice, astăzi au avut să existe eparhii funcționale și practic există o explozie de parohii la cererea credincioșilor în Occident. Aș mai evoca în acest context și faptul că credincioșii români aflați în Occident, nu numai în Italia, și în Spania, și în Franța, și în Germania, caută și doresc foarte mult să dea hramul bisericilor să fie sfinți români. Care este, de fapt, în momentul de față, strategia Bisericii Ortodoxe Române față de grija pe care trebuie să o aibă în raport cu aceste comunități care sunt în dezvoltare, Europa este unită, suntem integrați în Europa, dar suntem încă în tranziție, fenomenul în sine va continua,
de migrare ca din considerente economice și biserica trebuie să vină din urmă și cu un mesaj și cu un suport spiritual. Da, strategia noastră este una, considerăm noi, pozitivă, prin faptul că se înființează parohii, avem câteva eparhii, dar această strategie de până acum trebuie amplificată. Numărul credincioșilor ortodoxi români plecați în străinătate este foarte mare în raport cu parohiile existente. Trebuie înființate încă foarte multe parohii la numărul de 2 milioane sau 3 milioane de români ortodoxi în Europa Occidentală, mai ales în Italia și în Spania. De asemenea, avem nevoie de eparhii. Un episcop sau un mitropolit care este mitropolit pentru jumătate de continent nu poate, datorită distanțelor foarte mari, să cunoască sau să viziteze suficient de des aceste parohii și să aibă grijă de ele, mai ales că legislația, deși are ceva comun în Uniunea Europeană, există și specific al fiecarei legislații din fiecare țară și, în același timp, un specific al religiozității. De pildă, țările nordice se deosebesc de Italia. Sunt mai mult protestante, celelalte mai din sud, din jurul Mării Mediteranene, sunt țări cu majoritate populației catolice. Deci trebuie cunoscut specificul și trebuie, în același timp, să cunoaștem legislația fiecarei țări ca să putem ajuta pe acești credincioși, nu doar cu slujba de duminică, ci să se poată integra, să-și găsească un loc de muncă sau cei care sunt foarte săraci să fie ajutați cu o cantină pe lângă parohie. Am găsit și exemple în care parohii românești în străinătate asigurau chiar înainte de integrare o asistență mai mult decât socială, aș spune o consultanță pentru cazurile de infracționalitate care erau generate de români în străinătate. Da, și avem nevoie de multe locașuri de cult. Deocamdată noi am primit împrumut de la diferite biserici cu care avem relații bune, catolice, anglicane și protestante, spații liturgice unde săvârșim nu liturgia de altă confesiune, ci liturgia ortodoxă, dar e necesar ca noi să ne construim biserici românești. Omul vrea să fie ca acasă, da, și de la început să fie construită biserica așa cum este ea acasă, cu pictură ortodoxă, cu mobilierul adecvat, cu toate obiectele specifice cultului ortodox. De la vest aș trece la est, dar printr-o evocare ținând de faptul că în discursul și în predica instalării prefericirii voastre dimineața a spus că prima grijă trebuie să fie păstrarea, prețuirea și cultivarea moștenirii patriarhului Teoctist. Spun că trec de la vest la est pentru că în cadrul acestei moșteniri se află și Mitropolia Basarabiei. Nu numai Mitropolia Basarabiei, se află și un necesar dialog, o necesară deschidere a dialogului cu Biserica Ortodoxă Rusă, pentru că apariția Mitropoliei Basarabiei la un moment dat a adus cu sine mai mult formalism în relațiile între aceste două mari biserici. În definitiv, suntem puntea între Orient și Occident, suntem puntea între slavi și greci, suntem cei care la această răspântie spirituală, pentru că vorbesc despre răspântie spirituală, putem să asigurăm ca biserică foarte mare ca număr de credincioși un aport substanțial pentru spiritualitatea europeană. Așadar, în relațiile cu Biserica Ortodoxă Rusă, văzând că astăzi au fost numeroși delegați veniți fie din partea Bisericii Ucrainene, fie din partea Bisericii Ortodoxe Ruse, trimiși ai sanctității sale Alexei aici în București, care este strategia de reînchegare a dialogului cu această biserică? Da. Dialogul nefiind sistat niciodată. Da. Noi dorim să le reluăm, să le intensificăm. Deja e prevăzută o întâlnire în luna noiembrie la Moscova ca o reluare a dialogului și în același timp credem că am învățat din experiența respectivă să
gândi mai nuanțat. Unitatea, sigur, ortodoxă, în principiu, este una teritorială, dar cui aparține un teritoriu din punct de vedere politic este altă problemă. Cum când teritoriul se declară independent, avem o situație nouă, și anume Republica Moldova nu este nici parte din Federația Rusă, nici parte din România. Este o situație nouă și trebuie înțeleasă această situație nouă combinată cu libertatea oamenilor de a aparține uneia sau altea dintre patriarhii. Noi recunoaștem mitropolia. Sunt patriarhii surori. Da, noi recunoaștem structura mitropoliei Moscovei acolo și cerem același lucru pentru mitropolia care ține de București. Desigur, nu este ușor ca să găsești soluții, mai ales atunci când există și o fluctuație a preoților care trec de la o mitropolie la cealaltă, dar este o dorință vie de ambele părți ca să găsim totuși o soluție, să înțelegem mai bine situația complexă și în același timp să cooperăm mai mult pe teren practic și misionar. Pastoral-misionar, deoarece ca și alte părți, în Republica Moldova există foarte multe culte și mișcări sincretiste care apar. Nu, dar chiar și, să zicem, neoprotestante, care sunt mult mai active și mult mai eficiente, în timp ce noi adesea ne certăm unii cu alții și trebuie să trecem de la ceartă la dialog, cum spuneam, și de la o anumită confruntare la o cooperare mai credibilă. De asemenea, avem în comun probleme în diaspora. Diaspora sau ortodoxia din Occident necesită iarăși o cooperare între noi. Între bisericile ortodoxe. Între bisericile ortodoxe, surori. Și din acest punct de vedere, credem că este necesar un dialog permanent cu Biserica Ortodoxă Rusă, cu Biserica Greacă și mai ales cu celelalte biserici ortodoxe care fac parte din Uniunea Europeană. Deci nu e vorba numai de jurisdicții, este vorba și de o mărturie comună și de conlucrare, și conlucrare care mărturie comună este mai credibilă atunci când este comună decât atunci când este contradictorie și izolată. Noi, după convorbirile pe care le-am avut cu diferiți ierarhi din Biserica Ortodoxă Rusă, am simțit o deschidere și o dorință de reluare a dialogului și de rezolvare a problemelor, chiar dacă soluțiile nu sunt definitive, ci provizorii. Prefericite, Părinte Patriarh, intrăm cu siguranță într-o nouă etapă a vieții bisericești din România. Și spun acest lucru pentru că, iată, aș vrea să mă refer la fenomenul legat de dezvoltarea învățământului teologic. Învățământul teologic a avut o dinamică aparte în ultimii 17 ani. Apariția numeroase seminarii teologice, apariția unor specialități distincte în cadrul facultăților de teologie, cele care nu erau tradiționale, să le spunem între ghilimele, până atunci, mă refer la asistența socială, la filologie și la cele care, cu care facultatea de teologie avea doar legături tangențiale. În același timp, apariția unui număr sporit de slujitori ai Sfântelor Altare și apariția unui mare număr de profesori. Au arătat pe de o parte acești ultimii 17 ani că există un potențial foarte mare în a genera cadre care să devină oameni care să învețe pe viitorii preoți și slujitori ai bisericii. Dar în momentul acesta, unde ne situăm? Sunt suficienți preoți? Sunt suficienți cei care activează în plan social, la fel în filologie? Și care trebuie să fie strategia acestui învățământ teologic? Spunând din nou, reiterez, este o epocă nouă, pentru că s-a atins un anumit plafon și din acest plafon cred că trebuie direcționată foarte clar strategic încotro se va merge. Da, cred că în primul rând trebuie să ne gândim
la două aspecte. Dacă se studiază teologia așa de plăcere, pentru că dorim să studiem, sigur se poate studia fără nicio finalitate concretă, practică, doar din dorința de a se informa. Și este legitimă și această dorință. Am văzut în Franța pensionari foarte mulți care s-au înscris la teologie și studiază teologie catolică prin corespondențe sau la fără frecvențe și sunt foarte bucuroși. Ei știu că nu vor mai fi angajați niciunde în planul vieții practice a bisericii, dar din dorința de a aprofunda credința, de a înțelege mai bine arta, cultura, scrierile teologice, din acest punct de vedere, sigur că o facultate de teologie este benefică pentru cel care dorește să studieze teologia pentru teologie. Dar, așa cum spune un proverb latin, că studiem nu pentru școală, ci pentru viață, trebuie să vedem și care sunt nevoile concrete ale vieții bisericii și ale misiunii în societate. A fost o mare nevoie de preoți și a fost mare nevoie de profesori de religie, pentru că a fost reintrodusă religia în școală după modelul din timpul interbelic și a fost nevoie de câteva zeci de mii de profesori de religie. Acum, în general, și parohiile și posturile de profesori de religie sau profesoare s-au completat, sau, să zicem, 80%. Și deci nu mai este o nevoie atât de urgentă acestor cadre didactice, în număr foarte mare. Dar, din punct de vedere social, cred că noua lege a cultelor, care asigură o bază solidă, fiind o lege organică, în ceea ce privește cooperarea stat-biserică în domeniul social, având în vedere și fondurile europene care vin prin programul FARE, este nevoie de mai mulți asistenți sociali. Din păcate, unii din cei care au terminat teologia asistență socială, pentru că nu li s-a dat loc de muncă, s-au dus în Italia și au grijă de bătrânii familiilor din Italia, pentru că primesc dublu cât salariul, deci, în comparație cu salariul de stat și biserică, da, în ceea ce privește o posibilă strategie la nivel. Deci noi am avea nevoie de asistenți social mai mulți care să fie integrați în aceste programe. Cred că ar spune mai mult cu îngăduința prefericii și biserica este și în stare să ducă acești asistenți sociali. Pentru că nu e vorba numai de știința socială, ci e vorba și de o componentă majoră, spiritualitatea. Dacă noi privim un bolnav sau un bătrân doar ca pe un individ sau pe un număr, atunci asistența noastră socială sau pe baza unui umanism ateu nu mai are aceeași profunzime ca atunci când văd într-o persoană chipul lui Hristos suferind sau Hristos care cere iubirea și ajutorul nostru într-o situație concretă. Deci dimensiunea spirituală în asistența socială este foarte importantă. Dar, ca să revenim la etapa în care ne aflăm acum, nu e vorba acum de număr și cantitate, ci trebuie în mod obligatoriu să îmbunătățim calitatea studiilor la toate nivelurile, și la seminar, și la facultate, și să legăm studiul teologic, erudit, academic, cu gândul la activitatea socială, activitatea pastorală a bisericii. Deci să avem deodată o pregătire solidă academică, dar și o finalitate misionară sau pastorală. Aș vrea să ne îndreptăm puțin gândul și privirea spre un anumit tip de rădăcini. Mă refer aici la monahism. Foarte puțin dintre telespectatorii noștri, de pildă din seara asta, știu că în ultimii 17 ani s-au dublat numărul mănăstirilor în Moldova, mănăstiri schituri. Tot timpul monahismul, atât prin scriere, atât prin activitate, atât prin modul de viață, aduce în prim plan o manieră de viață spirituală care se poate constitui în model. Și de acolo, fără îndoială, pot să pornească modele.
Monahismul la rândul lui generează și acele mișcări, marile pelerinaje, pentru că în jurul marilor mănăstiri vin și marile pelerinaje, marile sărbători, marile modele de comunicare între duhovnici și credincioși, între ierarhi și credincioși și între credincioși și credincioși. Aș continua pentru că cam acesta este algoritmul. Este grija pe care biserica trebuie să o acorde în continuare unui monahism în dezvoltare, dar unui monahism în autentică dezvoltare și monahism autentic în dezvoltare. Dar cred că, în primul rând, faptul că am avut atâtea vocații pentru monahism a fost o binecuvântare de la Dumnezeu. Numărul mare de mănăstiri și schituri care s-au reînființat, s-au înființat după Revoluția din 1989 a fost ceva benefic și credem că trebuie să ajutăm aceste mănăstiri și aceste schituri. Unele dintre ele se confruntă cu o situație economică foarte precară. Sunt unele schituri de-a dreptul foarte sărace și lumea plecând în Occident nu mai vine în număr atât de mare la aceste schituri și mănăstiri ca să le susțină financiar și chiar moral. De aceea trebuie ca tinerii care se află în mănăstiri să fie ajutați să aprofundeze viața spirituală, să studieze și teologia. Eu am cerut tuturor tinerilor monahi din mănăstirile Arhiepiscopiei să urmeze fie seminarul, fie facultatea și avem câteva sute de tineri monahi care au studiat teologia și care se bucură acum pentru că nu mai au complexul de a fi un preot de mănăstire fără diplomă de licență în teologie sau fără diplomă de seminar. Și deci această pregătire este și o pregătire misionară. În același timp însă mănăstirile noastre uneori nu mai permit monahilor, datorită lucrărilor agricole de supraviețuire, cum le spunem uneori în glumă când ne întrebăm cât supraviețuitori sunteți în mănăstire, în loc să zicem câți viețuitori, nu mai au timp pentru studiu și foarte adesea nici rugăciunea nu mai este suficient de intensă datorită faptului că timpul lor de rugăciune sau de studiu este absorbit de grijile imediate pentru supraviețuire, pentru construirea chidiilor sau terminarea construcției unei biserici. Deci trebuie ajutate mai mult mănăstirile și sărbătorile din țară și în același timp trebuie să ne gândim că există ispita secularizării care atinge toate instituțiile și uneori poate să afecteze chiar și unele mănăstiri care sunt mai aproape de oraș, unde sigur se poate constata că un tânăr monah trebuie să lupte foarte mult ca să-și păstreze programul lui zilnic de rugăciune. În acest sens, pot să vă spun că foarte mulți monahi și monahii se bucură de emisiunile postului de Radio Trinitas. Unii au spus, ne rugăm noaptea, odată cu rugăciune de mezonoptică, rugăciune de seară, atunci când ale noastre sunt programate la orele 8 sau 9 seara, noi ne mai rugăm o dată ascultând Radio Trinitas. Deci este nevoie de o susținere și a vieții monahale. Iar aș spune că cel mai potrivit lucru este cooperarea între, nu concurența, între parohie și mănăstire. Parohia este, acesta este modelul moldav, fapt, dar este necesară. Însă mănăstirea completează viața liturgică a parohiei chiar în oraș. Sunt oameni în oraș care nu se mulțumesc cu liturgia, doresc să participe și la vecernie, dar nu toate parohiile pot organiza vecernie duminică seara, dar la mănăstirile din oraș sau de lângă oraș merg acei credincioși care sunt mai zeloși, mai dornici de o viață spirituală mai profundă. Și deci din acest punct de vedere trebuie să ne gândim și la nevoile spirituale ale credincioșilor. Și am văzut unii preoți care ei înșiși vin cu credincioșii la mănăstire, se spovedesc și această întrajutorare, parohie, mănăstire, este foarte benefică.
Evocam, să spunem, cel puțin simbolic, așa și ca o metaforă, acel tip de dialog între credincioși și credincioși, cleric și credincioși, ierarhi și credincioși, duhovnici și credincioși de la mănăstiri, cu gândul de a evoca o treaptă superioară și anume aceea necesității dialogului religios la nivel înalt. Și când spun la nivel înalt, mă refer la nivel de doctrină, la nivel de analiză a doctrinei, a responsabilităților religioase, la nivel de mistică, la nivel de misiune socială, la nivel de tot ce înseamnă, să spunem, ansamblu științelor teologice, umaniste, din care, practic, teologia se poate face simțită în societatea noastră contemporană. Care sunt responsabili pentru acest nivel și care este strategia bisericii pentru a genera astfel de discuții tematice în societate legate de nevoia de morală, de nevoia de curățenie sufletească, de nevoia de relații onorabile în ceea ce înseamnă chiar spiritul de afaceri. Există o morală, există în Occident un curent al eticii în afaceri și este generat mișcări chiar din sânul bisericilor. Da, cred că este necesară o dezvoltare a dialogului între teologii clerici, teologii laici, pe de o parte, dar și între teologi și oamenii de alte profesiuni. De pildă, dialogul între preot și medic este foarte necesar, între preot și educator, mai ales că avem mari probleme pastorale cu tinerii sau cu acei copii care au rămas în țară pe când părinții lor s-au dus să câștige un ban în străinătate. Schimbă comportamentul, scade eficiența în ceea ce privește asimilarea materiilor de învățământ sau frecventarea școlilor. Deci este nevoie de o gândire în dialog, în echipă, cum s-a spus, de oameni cu un scop comun, dar cu pregătire diferită. Faptul că unii dintre studenții de teologie mai studiază și după ce au terminat teologia, studiază și alte discipline, este iarăși benefic, mai ales pentru dialogul cu științele, cu științele exacte sau cu științe ale universului, ale naturii, dar pe de altă parte aș zice că nu dialogul în sine este un scop, ci modul în care facem relevantă tradiția, credința pentru viața cotidiană. Ce semnificație are credința, crezul sau rugăciunea sau icoana pentru viața noastră zilnică? Aici avem nevoie deodată de a cunoaște teologia și apoi de a asculta pe credincioși. Fiindcă foarte adesea discursul teologic, corect, academic, nu se leagă direct de problemele imediate ale credincioșilor. Și au probleme mult mai stringente, simple, ușor de rezolvat și de multe ori rămâne la un alt nivel de dialog. Care este rolul sărbătorii? Nu vă întreb întâmplător rolul sărbătorii creștine, ci pentru că la fiecare sărbătoare mare, și trebuie să recunoaștem, libertatea 1989, faptul că biserica, repet, are deosebită credibilitate în popor, a făcut ca la toate marile sărbători să participe mulțimi de credincioși. Sărbătorile să fie, să spunem, ca un reper într-o fiecare nouă etapă pentru până la o nouă sărbătoare. Și astfel, cu toți oamenii știm că într-un an, având niște sărbători mari, Crăciunul, Învierea, hramurile mari, cum ar fi Sfânta Parascheva, Sfântul Dimitrie Basarov de la București, Sfânta Maria la Nicula, în Ardeal, creează un spirit de unitate, dar și oportunitatea, în sensul bun al cuvântului, pentru ierarhi de a readuce nevoile pe care le are fie biserica, fie creștinii în raport cu biserica. Da, în primul rând, sărbătoarea este un exercițiu al libertății. Cine nu sărbătorește, nu iese din capcana unei vieți productiviste care se măsoară în cantități sau în număr. Gratuitatea, experiența harului lui Dumnezeu se vede în primul rând în sărbătoare. Pentru că în sărbătoare nu producem
imediat ceva. Aceasta nu însemnează că nu este utilă. În sărbătoare cultivăm relația noastră cu Dumnezeu și cu semenii. Și este tot atât de importantă cultura sufletului ca cultura pământului. Deci când oamenii se întâlnesc, își vorbesc, se bucură, se adună în jurul sfinților, atunci se întărește comuniunea dintre ei. Deci o viață fără sărbătoare este o viață lipsită de sens. Sărbătoarea de sens pentru că în timpul sărbătorii arătăm și dărnicie, și ospitalitate, și prețuim persoana cu care noi ne rugăm împreună sau cu care ne întâlnim mai mult decât eficiența persoanei în cadrul unei producții, de pildă în fabrică sau în uzină. Și chiar aș spune că biserica a făcut din sărbătoare momente de generozitate, nu de acumulare, ci de dărnicie. În sărbătoare nu se acumulează nimic material, ci mișcarea este inversă. Este dărnicia. Cu ocazia marilor sărbători, suntem îndemnați să facem milostenie. Nu uita când ești, deci române, să fii bun, știți, să-ți cânte la Crăciun. Adică în momentul în care noi ne trăim sărbătoarea ca pe un moment de sfințire a vieții noastre, a simțirilor, a dărnicii, atunci simțim în sărbătoare Harul Dumnezeu. Mai trebuie să menționăm că, într-adevăr, sărbătorile au fost și în familie, și în popor, mijloace de păstrare a comuniunii între oameni, între rude, de la distanțe mari, și uneori hramurile au adus românii de peste munți în Moldova sau moldoveni în Transilvania. Iar și acum i-a adus România, străinătate în străinătate. România. Și acum am văzut tocmai că în august, când vin românii din Italia, au nevoie să se întâlnească și la biserică și între ei, și de aceea am fixat o zi, Duminica Migranților, prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Deci nevoia de comuniune este tot atât de mare ca și nevoia de hrană fizică și de îmbrăcăminte. Și din acest punct de vedere, parte din nevoile esențiale. Exact. Și sărbătoarea nu este un timp pierdut, ci un timp sfințit. Prefericite Părinte Patriarhă, suntem într-o lume care este, trebuie să recunoaștem, asemenea unui mozaic. Un mozaic care are valențele diversității, care are și dezavantajele diversității și avantajele diversității, însă de aici apar niște responsabilități inerente. Și una din responsabilitățile dialogului cu cei de alte confesiuni, cu cei de alte religii sau de statornicire a unor relații de bună cuviință, de bună vecinătate, cred că este o formă de afirmare practică a fiecărui credincios. Evident, aici credinciosul, în fapt, urmează modelul. Și modelul este, după caz, clericul, ierarhul locului, cel care are mai mult sau mai puțină deschidere față, nu atât pentru față de un dialog practic, cât mai ales de ceea ce spuneam eu adineori, bună vecinătate și, iată, o interrelaționare firească între oameni care apar. Vor crește, vor veni minorități semnificative în România, poate în următorii 20 de ani, de asiatici, și trebuie să ne adaptăm și cu lucrul acesta. Biserica are un rol important? Da, cred că, din punct de vedere al experienței istorice, noi avem o mulțime de ortodoxi care trăiesc în Orient, la Ierusalim, în Africa, în Asia. Deci avem creștini care de secole conviețuiesc cu alte religii, iar la noi în țară am avut secole de conviețuire, în general pașnică, cu alte confesiuni și chiar cu alte religii. Deci un român bun la suflet nu face un efort diplomatic ca să fie un om acceptabil sau să accepte pe alții. Este ceva firesc să respectăm identitatea fiecăruia. În același timp însă, atunci când respect identitatea celuilalt, trebuie să mă respect și propria mea identitate. Altfel nu putem face un dialog sincer,
dacă nu ne respectăm reciproc și dacă nu deschidem identitatea noastră, cel puțin pentru a înțelege pe celălalt ce dorește el să fie. Deci există acum, de pildă, o mulțime de ortodoxi români în Occident care au intrat în localități romano-catolice în care n-a fost niciodată o comunitate ortodoxă. Și am vorbit cu câțiva italieni care ne-au spus: acești români se roagă de 3 ori mai mult decât noi și sunt mult mai fervenți în credința lor decât suntem noi aici. Și ce noi ne bucurăm că au venit aici. Chiar dacă unii dintre ei mai creează și probleme, dar majoritatea dintre ei sunt buni creștini, evlavioși, care sunt admirați de localnici. Deci am putea și noi să ne gândim de pe când vedem ortodoxi copți din Egipt, care trăiesc într-un context foarte ostil, dar care sunt atât de fervenți în credința lor, că noi nu ne putem compara cu ei. Fervenți fără a fi fundamentaliști? Fără a fi fundamentaliști, pentru că ei trebuie să aibă relații bune cu ceilalți, fiind minoritate, nu pot să se comporte. Să-și permită luxul unui fundamentalist. Da, unui fundamentalist care ar prigoni pe ceilalți. Dar am văzut convingerea lor existențială, practica credinței este una existențială. Pot să dau un exemplu, și anume aici la Patriarhie, când aveam oaspeți din străinătate, uneori Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist vrea să oferim chilia sau camera noastră pentru câteva zile și noi mergeam în altă parte. Și întâmplător am văzut că o delegație a bisericii din Egipt n-a folosit patul deloc. Dormea pe rogojine și la ora 5 dimineața până la 7:30 făceau rugăciunea pe rogojină lângă pat. Având în spate da, și această tradiție a primelor celor mai vechi mănăstiri din lume care se află în Egipt. Și atunci Sfântul a spus asta, ar fi foarte greu pentru noi în Europa să dezvoltăm o rugăciune atât de intensă și atât de fervente, pentru că nu avem contextul lor. Și dacă nu-i putem imita, cel puțin să-i prețuim și să-i admirăm. Atunci când au puțin, ei știu să prețuiască acel puțin. În Wadi al-Arabia, mănăstirea Sfântul Antonie este în jurul unui izvor. Iar la acel izvor, noi nu prețuim apele și râurile și lacurile, ei prețuiesc și acel mic izvor. Dacă avem un dram de smerenie, atunci putem vedea în celălalt mai întâi ce este lumină. Să nu începem a vedea ce este întuneric în el, ci ceea ce este lumină. Și putem să ne împrietenim cu oameni, chiar dacă sunt de alte confesiuni, cu condiția ca noi să ne păstrăm identitatea noastră. Spuneați la un moment dat într-una din predicile prefericirii voastre că ortodoxia nu trebuie să fie agresivă, iar dacă ea este agresivă, nu este nici eficientă și nici atrăgătoare. Nu este atrăgătoare. Nu știu, poate sunt unii oameni care se simt bine când cineva este agresiv dintre vecini, dar în general un comportament normal cere o conviețuire pașnică. Revin iarăși la ceea ce a spus ca primă grijă și dimineață, aceea de a prețui și a cultiva acea moștenire lăsată de Părintele Patriarh Teoctist. Iar una din aceste moșteniri fac parte ca deziderat de ridicarea unei catedrale. Așa cum bine ați spus, dacă eu sper să nu fac vreo greșeală, o catedrală a demnității noastre românești. Rămâne un deziderat pentru biserică? Eu cred că am trecut de la faza de deziderat la cea de necesitate urgentă. Ați văzut astăzi ce penibil ne-am simțit că în catedrale au fost numai invitați, nu au fost popor. Credincioșii au stat afară. Au fost reprezentanții bisericilor surori, altor biserici creștine, oficialitățile de stat, dar credincioșii au fost foarte puțini. Iar biserica este a credincioșilor. Da, și a credincioșilor, dar este foarte mică. Ea nu mai corespunde. A fost biserica unei mănăstiri din secolul al XVII-lea. Și deci aici nu e vorba de o ambiție, ci este vorba de o necesitate pastorală, misionară și de demnitatea unei capitale care acum este europeană. Deci
am putea spune că pe timpuri când s-a construit Ateneul, se spunea ca... Dați un loc pentru Ateneul. Acum am putea spune avem nevoie de o catedrală pentru capitală. Deci o catedrală pentru capitală. Este penibil faptul că acest oraș mare, capitala României, care se tot extinde, are să nu aibă o catedrală. Biserici de parohie mai mari decât Catedrala Patriarhală. Și noi când venim din alte zone ale țării aici, ne simțim nu prea fericiți când venim din la Catedrala de la Iași și intrăm în cea de la București sau venim de la Timișoara sau de la Sibiu sau de la Cluj și intrăm în Catedrala Patriarhală, ni se pare că spațiul este insuficient și în același timp că nu urcăm spre Patriarhie. Am evocat câteva teme în seara aceasta prefericite, Părinte Patriarh, și în felul ăsta am încercat, prin vocea întâi stătătorului Bisericii Ortodoxe Române, să definim care ar fi în incipient acest plan programatic al Bisericii. Biserica cu grijă față de credincioși, Biserica cu grijă față de ea însăși. Care este cel mai urgent proiect pe care îl aveți? Continuarea celor începute. Și împreună cu Sfântul Sinod vom găsi etape noi de lucrare misionară, dar considerăm că am început o lucrare pastorală în atâtea direcții, încât însăși continuarea lor necesită un efort sporit, nu numai de energie, dar și de susținere materială, financiară. Deci prioritățile sunt multiple, dar în primul rând trebuie să ne gândim la viața spirituală. Noi dacă dezvoltăm opere sociale fără suport duhovnicesc spiritual, riscăm să ne secularizăm, deși intenția operei sociale este una pozitivă. Deci să nu despărțim niciodată liturgia de filantropie și filantropia de liturgie, opera socială de viața duhovnicească, și atunci merge pe o linie sigură, pentru că este verificată tocmai de Sfânta Tradiție a Sfinților Părinți, care până astăzi ne-au arătat că dacă gândim cele spirituale și cele materiale împreună, atunci binecuvântăm pe Dumnezeu și la nivelul spiritului și la nivelul materiei. Cu îngăduința preafericirii voastre, iată, am ajuns la sfârșitul emisiunii și tot cu îngăduința preafericirii voastre, poate vom reveni în decursul timpului în alte interviuri cu câteva interviuri concrete, cu câteva puncte de vedere concrete legate de teme punctuale. Țin din nou să vă mulțumesc, să vă spun că am fost deosebit de onorat, în primul rând că mi-ați acordat această exclusivitate și televiziunii și postului public de televiziune ocazia de a veni în casele tuturor românilor cu acest mesaj. În această zi ne apropiem de cumpăna dintre zile, s-a sfârșit și a trecut și această zi de 30 noiembrie și amintindu-mi cum am amintit la început că numele de botez Ilie a fost dat și primului patriarh și preafericirii voastre, cel de-al șaselea patriarh, nu pot să nu-mi amintesc că și acest palat patriarhal, poate și acest hol, poate poartă amprenta acelui ziditor care la început de secol 20 îl construia, Miron Crista, Elie Miron Crista, Ilie Miron Crista, și noi am fost găzduiți aici în această seară de acest palat. Noi vă mulțumim și avem recunoștințe deosebite pentru toate moștenirea pe care o avem de la patriarhii de vrednică pomenire, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și preafericitul Teoctist, pentru că fiecare a îmbogățit această moștenire și noi mulțumim postului de televiziune națională, pentru că este o televiziune care face misiune. Vă mulțumim încă o dată. Bună seara, stimați telespectatori, legătura din nou în studiourile centrale, urmăriți programele televiziunii române.